Bun găsit, dragii mei, să fie o zi magică cu stele norocoase, 9 noiembrie. Mesajul magic pentru această zi, care sper să fie una fix așa pe placul vostru, pe sufletul vostru. Și mesajul este autoritate. Foarte sec așa acest mesaj, într-un fel, dar și simplu. Aveți grijă cu autoritatea, aveți grijă cumva să puneți niște limite, să puneți niște granițe, să știți exact care sunt regulile și să știți exact ce vreți de la viața voastră. Este foarte important lucrul acesta și de asemenea cumva să fiți în acord cu valorile voastre, asta aș vrea să vă mai spun astăzi. Adică dacă valorile voastre sunt încălcate, principiile voastre sunt aruncate la gunoi, trebuie să luați inițiativă și să faceți niște schimbări. Like, share, subscribe, abonează-te dacă vrei să fii la zi cu informațiile pe care le ofer aici pe canal. Vă aștept și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe Twitter, pe peste tot și pe site-ul meu, andreadincă.ro. Citește mai multe despre mine, despre programele pe care le ofer, despre consiliera astrologică pe care o ofer, despre experiența mea și dacă rezonezi cu mine și vrei să ai o experiență interesantă, să îți realizezi harta natală, harta asta a sufletului tău, cum o numesc eu, vrei să afli cine ești și încotro ai plecat și poți să ai, pur și simplu, vrei să ai o experiență interesantă, vrei să investești în ceva ce n-ai mai făcut, să vezi și tu care e treaba cu astrologia asta și simți să lucrezi cu mine, te aștept cu mare drag, abia aștept să ne cunoaștem și să aflăm ce vrea sufletul tău, pentru că harta ne arată amprenta ta energetică și până la urmă noi analizăm ce vrea sufletelul tău. Berbec. Berbecii au astăzi o zi mult mai bună în dragoste. Voi ați văzut astăzi luminița de la capătul tunelului când e vorba de dragoste. Ceva activități creative, recreative, surprize romantice, se înfiripă ceva așa în dragoste. Fie acasă, fie cu o persoană nouă, dacă ești singur, dacă nu ești singur, poate ți reinventezi un pic relația. Dar ceva a fluturat și în dragoste pentru berbeci. Taur. Taurii reușesc să găsească armonie la locul de muncă și să se alieze, să facă alianțe, să aducă diplomație, să aducă cumva o rămurică de măslin. Ceva se așează la locul de muncă pentru tauri, se creează alianțe și se lucrează mai bine. Gemeni, să știți că vă puteți îndrăgosti, puteți faceți copii, puteți să vă iubiți, puteți să vă reorganizați așa un pic din punct de vedere creativ. Gemenii au, să spunem așa, o creativitate aparte și un chef de viață, o dorință de a trăi. Deci o zi bună, romantică, creativă, cu inspirație divină. Rac. Racii investesc un pic în casă, cumpără și ei acolo o floricică, o cafea de nu știu care, un aromatizator, un ulei esențial, o lumânare parfumată, ce să mai, astăzi vă preocupați de casă, fie primiți musafir, fie vreți să faceți o seară romantică, cumpărați un vin bun. Investiții pentru casă, pentru confortul casei. Leu. Leii au gânduri foarte creative. Astăzi puteți să spuneți o poveste sau să vă spuneți o poveste care vă impactează și care ar putea să vă dea așa un impuls. O zi bună pentru a plănui călătorii, o zi bună pentru a discuta în dragoste, pentru a negocia în dragoste anumiți termeni și pentru a ținti așa către ceva nou. Fecioara. Fecioara poate să semneze documente importante și poate de asemenea să rezolve anumite lucruri legate de alianțe, legate de colaboratori, parteneri. Astăzi ar putea să înceapă parteneriate importante sau să faceți planul pentru o colaborare care să vină cu venituri în plus. Balanță. Balanța este încrezătoare, simte iubirea, simte să ofere, simte să primească și chiar veți primi. Este o zi foarte bună și pe zona frumosului, și pe zona relaxării, și pe zona iubirii. Acum, clar că mai sunt și niște cuvinte pe acolo care vă cam agită pe la muncă sau că poate vremea ți-a stricat coafiura sau ceva nu ți-a convenit, dar în mare parte tot ai acel gust de iubire, de mă simt protejat, hai că viața e frumoasă.
se clarifică ceva astăzi pentru voi. Scorpion. Nativii Scorpion au nevoie să își controleze impulsul un pic sarcastic, pentru că puteți să fiți așa un pic cinici, sarcastici și, na, poate voi aveți acest umor fin, negru, dar nu toți îl au. Și atunci trebuie să fiți un pic atenți, pentru că puteți deranja anumite persoane. Adică voi să nu credeți că, na, dacă vouă vi se pare ceva amuzant, nu înseamnă că tuturor o să li se pare. Deci atenție un pic cu cine faceți glume sau cine o să facă glume cu voi astăzi și cum le răspundeți. Și de asemenea este o zi în care aveți așa niște momente de claritate legate de iubire și legate de reîntâlniri karmice din trecutul vostru, mă rog, niște reîntâlniri cu persoane care au avut un impact pentru voi. Vin așa ca niște flash-uri din trecut. Flash-uri din trecut, idei din trecut. Săgetător. Săgetătorii au o zi destul de interesantă din punct de vedere social. Puteți să cunoașteți o persoană care vă inspiră și da, să știți că puteți să aveți niște reîntâlniri care vă cam agită. Adică e și bună, dar vă și agită. Simțiți ceva? N-am mai simțit așa ceva. Am întâlnit pe nu știu care, pe nu știu cine și mi s-a părut și mamă ce impact a avut, dar cum era, dar cum făcea, dar wow, ce să mai, n-ai mai pomenit. Da, mai sunt și reîntâlnirile astea karmice, nu zi nu, care ți-au ochii, dar na, vezi și tu ce ochi se întâmplă să puneți ochelari. Dar deci aveți un pic grijă că drăgostelile astea interzise, nu e mai greu după. Capricorn. Capricornii au o zi interesantă la locul de muncă. Pe zona profesională reușiți să atrageți atenția, reușiți să atrageți aliați importanți și reușiți să rezolvați anumite lucruri la care poate nu vă gândeați. Chiar e foarte bine să le rezolvați și să vă atrageți cumva niște, să le spunem așa, persoane care vă sunt benefice. Deci atrageți profesional persoane benefice care vă împing pe scenă, care vă susțin și care construiesc scena pentru voi. Foarte benefice persoanele pe care le întâlniți astăzi. Vărsător. Nativii vărsător se pregătesc să învețe, să studieze, să descopere. Steți așa într-un punct în care simțiți nevoia de ceva nou. Simțiți nevoia să faceți niște lucruri. Simțiți nevoia să reorganizați anumite lucruri în viața voastră, să descoperiți anumite lucruri ascunse. Poate să iasă, să se așeze cumva un adevăr și veți învăța multe în această zi. Atenție un pic cu temerile. Pești. Peștii au o zi în care își vor deschide sufletul, își deschid sufletul către nou, către inovație, către transformare. O zi în care vă deschideți sufletul către regenerare și transformare și către a aduce iubirea. Dar iubirea pură, divină. Nu iubirea te iubesc că mă iubești, nu te iubesc pentru că nu știu ce, nu. Pur și simplu iubirea divină, care nu vine cu niciun, să spunem, pentru că, te iubesc pentru că. Pur și simplu. Vreau să-mi deschid sufletul și să fiu iubire. O energie foarte interesantă pentru pești și a spune cumva că vă veți remodela foarte mult gândurile, ideile și strategiile pentru că aduceți iubirea în viața voastră. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!